Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la ultima ediție De ce râd chitarele? Genial! Ultima ediție din acest sezon, nu-i așa, Mariane? Ca de obicei, ai dreptate, Dorina. Știm cât de greu le va fi fanilor noștri o vară întreagă fără noi. Da, să nu uităm ce succes a avut această rubrică, dacă până și Mofă și-a făcut o mulțime de fani. Mofă, ce faci acolo, mă? Mofă, auzi? Măi, Mofă, dar ești surd? Ce, Mofă? Au, cei, nu merg monitoarele? Ce s-a întâmplat? M-a strigat cineva? Păi ce faci, măi, noi suntem în emisie și tu asculti muzică la căști? Ei, lasă că dacă ascultă muzica noastră, îl iertăm, nu-i așa? Asta ascultai, nu? Nu, verificam, uite, sculele astea, antifoanele astea, sunt extraordinare. Cum antifoane? Adică ce, nu-ți place vocea mea? Sau altcuiva? Nu-i vorba despre asta, mai am diseară un spectacol, o șușă, și nu-mi place deloc solistul vocal de acolo. Cine-i solistul? Cine este? Julio Iglesias, na. Și știi că nu-l suport, eu sunt rocker, da? Julio Iglesias, e genial! Aqua dulce, agua salată... Hai. Dorina, lasă, de data asta să știi că sunt de partea lui Mofă. Iglesias ăsta îmi vine să-l omor. Știi cântecul ăla, Baila Morena? Dar cine nu știe Baila Morena? Ei, eu l-am compus. Și Iglesias mi l-a furat. Era pentru Dorina. Baila Dorina, baila Dorina, baila Dorina. Doamne, Mariane, e genial cât compui pentru mine. Iar Iglesias este un nemernic. Eu zic să mergem să-i stricăm concertul, uite așa. Da, nu-i nevoie, Dorina. Dacă îi face Mufă sunetul, e gata stricat. Mufă, ia zi, ai renunțat la Julio Iglesias pentru bere gratis? Mănânci calule, o vezi? Eu vin și pentru vin gratis. Și pentru țuică gratis, și pentru samahoancă gratis, dacă e vorba de așa ceva. Atunci ar fi pe fază. Da. Măi, să fii numai pe fază, nu și pe nul, ca să nu te curentezi din nou. Genial! Da. Doamnelor și domnilor, astăzi la De ce râd chitarele, bere gratis! Bere gratis! E vorba de formația, bere gratis! Hai, băieți! Bună seara, bine ați venit la De ce râd chitarele! Bine v-am regăsit! Uite, vă lasă extrageți de aici. Ce o carte frumos. Câștigătoare, ia să spui. Alege una din ele să vezi dacă are ce stică. Este un album bere gratis. Se cheamă În fața ta. Deci exact unde sunt eu acum, Mihai. Mufă, îl dăm ca să audă la căști, bine. Este nouul vostru album, da? E nouul nostru album, l-am lansat pe 14 iunie și lumea îl poate găsi la chioșcurile de ziare. Dorina, noi de ce nu vindem la chioșcurile de ziare? Pentru că nu scriem ziare, Mariane. Da, noi scriem muzică, vezi? Da, așa. Și vreți să vă faceți reclamă pentru pagina voastră de web sau pentru... Avem bere gratis oficial pe Facebook și pe beregratis.ro, unde oamenii pot să... Acceseze să vadă unde cântăm. Aveți poze acolo pentru fani, aveți... Avem poze, da, poze de alea mișto. Postaze ciudate. Din vacanță. Mihai, eu m-am gândit cu Dorina la un moment dat să vă invităm la noi la ziua noastră de naștere. Noi facem grătarul și să nu spună invitații că n-am avut și bere gratis. Dar puteți să vă faceți ziua la metrou, dacă e dristor, da, facem un stație foarte frumos. Adevărat, e dar genial! Încă... Nu, de ce nu ne-am gândit noi la asta, Dorina? Dar am putea să ne numim grătare gratis. Nu? Perfect. Este minunat și vom putea colabora. Dar am putea pleca în turneu împreună. Ia spune-mi, pe unde vă faceți turneu? Suntem în evenimente de sine stătătoare, nu suntem într-un turneu, dar în toamnă pregătim un concert mare și chiar și un mic turneu. Dar va fi în toamnă. Aici în București? Aici în București va fi concertul mare și turneul va fi în orașele mari. Acum trebuie să le spunem telespectatorilor că noi am pregătit împreună cu voi această colaborare un din super, toamnă. Featuring. Și am făcut un super featuring, bere gratis, featuring Dorina, Mufă și Marian Dristor. Dar dă-mi voie să mă pregătesc pentru treaba asta, pentru că am așteptat acest moment. O vacanță minunată, vă urăm tuturor și iată piesa Ultra Fete. Bere gratis, featuring Marian. Poți să te apropie puțin să facem o poză. Genial. Deci, doamnelor și domnilor, bere gratis, featuring Marian și Dorina, Ultra Fete.